Alex Abagiu, e și el cu noi. Vreau să-l invit și pe la un mic chat, pentru că nouă ne place să stăm de vorbă și să mai depănăm ce s-a mai întâmplat zilele astea. Andra nu e able to join. Alex Abagiu, you are able to join this chat, baby. Let's see. Yes. Waiting for Abagiu. Ce faci, hey! Baby? Hey! Ai dreptate! Ideea de bază este că trebuie să fim tot timpul zâmbăreți cu energia sus, pentru că despre asta e vorba. Dacă noi ne pierdem pe noi înșine, cu ce naiba mai rămânem? Câștigă așa virusul ăsta și nu vrem să câștige. Exact, pentru că situația este serioasă. Noi nu trebuie să fim... nu e nevoie ca noi să devenim serioși. Exact. Pentru că atunci înseamnă că devenim dramatici și suntem niște creaturi ale compulsiilor și ale presiunii și nu niște ființe conștiente. Exact, deci, și scoatem monștrii din noi în momentul ăla. Nu e bine, să știi. Exact. Te-am văzut aseară cum ai mâncat cu atâta poftă niște broaște. Am mâncat broaște, am dansat la bară. Dansul la bară a fost cel mai greu. Te-am văzut la bară, oh, da, mai țin minte când filmam clipul tău, da, și dansai la bară și eu îți spuneam, nu pot să-ți împărtășesc foarte multe informații în legătură cu ceea ce mi s-a întâmplat mie în Asia, însă pot să-ți spun că a trebuit să încerc chestia asta. Și oh my god, cât am văzut pe tine, cu câtă măestrie te învârtești, cu câtă ușurință făceai chestia, care știu că este super, super, super grea, mai ales acum. Da. Pare ușor, dar nu e. Și pare ceva frivol, dar nu e deloc frivol. Deloc frivol. Când vede pe cineva la bară, deja a început să-și facă tot felul de filme, subconștient, știi ce zic, da? Exact. Dar, de fapt, e un sport foarte greu. Păi este un sport foarte greu. Mai nou, este un sport care va intra pe lista sporturilor de olimpiadă. Așa este. Și mi se pare că e ceva care îți pune toate grupele musculare la muncă. Gândește că noi eram în Asia și ne mâncați. Nu mâncam aproape nimica pe parcursul zilelor. Eram vai de steaua noastră, abia ne mai simțeam corpul și în momentul în care am ajuns la penultima probă din ziua aia halucinantă să facem ceva atât de dificil, atât de chinuitor, crede-mă că au fost momente în care ne venea să ne așezăm pe jos lângă bară, să spunem nu mai vrem să mai continuăm cu chestia asta, lăsați-ne în pace, vrem asta. Da, uite că ați reușit. Uite că ai reușit, da. Atunci știi cum e? Întotdeauna găsești în interiorul tău acea resursă, acea scânteie care reaprinde totul, știi, e ca igniția care instant retrezește totul la viață și face ca totul să funcționeze din nou. Noi nu realizăm cât de mare e potențialul nostru, de fapt, și cât de puțin din el ne folosim, pentru că avem tot felul de compulsii, avem tot felul de setări de către părinți, de către profesori, de către societate, în care ni se spune, a, tu nu ești în stare să faci chestia aia, tu nu poți să duci la bun sfârșit lucrul respectiv, dar de fapt e totul cum privim situația și cât de liber suntem mental, știi? Exact. Pentru că atunci se eliberează energia aia. E momentul în care real trebuie să-ți spui pot să fac asta, chiar dacă nu am mai făcut-o, nu văd de ce n-aș putea să o fac, am făcut lucruri mult mai dificile în viața mea, pot să trec peste acest challenge și îți deschizi practic toate canalele în așa fel încât să faci ca corpul tău să funcționeze în direcția, chiar dacă e ceva cu care el nu e deloc obișnuit. Exact. Și lucrul ăsta trebuie să-l facem și legat de ceea ce ni se întâmplă nou acum. Trebuie să ne canalizăm toată energia în a trece peste chestia asta și a ne păstra zâmbetul pe buze, că despre asta e vorba. Se spune că lucrurile care nu le-ai mai făcut niciodată și cu care nu ești obișnuit sunt de fapt lucrurile care îți ridică conștiința și te fac mai puternic. Și de asta trebuie să căutăm să ieșim din rutina asta și din a face lucruri cu care suntem învățați. Pentru că alea nu ne ajută să evoluăm foarte mult. Așa că învață-mă și pe mine ceva care nu știu, dragul meu. Am un challenge pentru tine. Am un challenge pentru chestii. Tine. Exact. Astea sunt pentru mine, da? Ți-am trimis niște chestii noi tocmai ca să ne jucăm puțin astăzi și să ne aducem un rimel nou ăsta, nu? E o mascara nou. Ți-am trimis Hipnoz, okay. Dacă nu mă înșel. Ah, nu! Mr. Big, uite! Mr. Big! Exact. Every girl wants a Mr. Big in their life. Every girl wants a Mr. Big in their life. Exactly. Și știi de unde vine povestea cu Mr. Big? Mi-ai trimis foarte mișto cadou ăsta. Îmi place. E foarte cool și o să vezi. Are o culoare super intensă, pigmentul e super negru și asta face ca genele să fie foarte bine desenate în momentul în care trebuie să desenăm. Dar challenge-ul meu nu e legat de mascara. Challenge-ul meu, lasă-l! Ok.
challenge-ul meu este legat de eyeliner. Vreau să văd dacă știi cu adevărat cum să te dai cu eyeliner. Ia să după vedem, e un test? Nu știu, haide, uite, facem împreună dacă vrei. Dar, Lori, Lori, hai să fim... Da, ăla este eyelinerul, ăla e. Ideea de bază este că trebuie să ne și învățăm publicul să fie conștient de situația prin care trecem. Ăla este, este superb, este un eyeliner tip carioca pe care îl vei folosi foarte ușor. Am să te iau ușor, să nu fie ceva super dificil de la început. Exact. Okay, și primul lucru, stop! Primul lucru pe care îl faci înainte să-ți pui mâna pe față, care este în această perioadă? Mă spăl, dar am spir lângă mine. Exact, și eu sunt cu substanța dezinfectantă, hai să facem lucrurile ca la carte. Am văzut că și în Asia Express ai umblat cu perna după tine. Și cu perna și cu substanțe de dezinfectat. Mama, problema dar e când am rămas acolo, fără substanțe de dezinfectat. Că acolo toate când... șansele să te îmbolnăvești. Exact, exact. Și mai ales cu o imunitate scăzută, îți dai seama că nu mâncam, nu ne hrăneam cum trebuie. Erau uite. La fel și eu, hai să fim responsabili. Uite. Okay. Și apropo de asta, e foarte important să le arătăm oamenilor mișcarea corectă, să știi. E foarte important să faci așa. E foarte important știu, să știu, faci știu, așa. Asta am învățat în India, e da. E foarte important să ai grijă de degetele mari, pentru că astea le cam ignorăm când vine vorba corect. De curățenie. Și săracele sunt atât de folosite și de uzate în fiecare zi. În perioada asta. Da, a fost tare de tot faza, Daniel Black. Moment exact. Istoric next star. Hăți, maică! Cu Briana, Dumnezeule, mi-e dor de Briana. Ai văzut pe aia mică la next star? Da, este superbă, superbă. Doamne, superbă. Ce copil! Da, uite-te ce t-shirt mi-am pus. Stai că nu mi-ai văzut t-shirt-ul. Ia să vedem. Uite-te. Stai să-l vezi. Sper să-l vezi cumva. Ia uite cine e pe t-shirt-ul meu. Ah, din Dynasty. Dynasty, Linda Evans. Da, I love her. I love her hair. Exact, avea un păr super, super, super. Iconic. Hai, trecem mai departe la povestea cu eyelinerul. Când aplicăm eyeliner, greșeala cea mai mare, Lori, și cred că te-ai întâlnit și tu vreodată cu chestia asta, este că suntem prea fascinați de ideea de a ne trasa o dungă și uităm că trebuie să pregătim puțin pielea înainte de a trasa dunga respectivă. Deci primul pas pe care eu ți-l propun este să luăm sfintele bețișoare de genul ăsta. Nu știu dacă ai la îndemână, dar... Și cu puțină apă micelară de genul ăsta. Am doar o pensulă, pardon. Nu fă cu pensula, pentru că pensula are resturi de fond de ten pe ea care sunt grăsime. Și noi stai, am și bețișoare. Perfect. Da. Tatăl meu are acolo bețișoare. Stai un pic, știu locul lui secret. Nu, și le-a luat cu el. În fine, continuăm. Hai, o să... Bun, apă micelară, fii atentă la mine. Și cu apa micelară... Le-am găsit! Le-am găsit! Yay! Hai! Apa hai micelară. Cu bețișoarele! Doar unul trebuie. Da, unul trebuie. Nu facem risipă, nu facem risipă, da? Nu facem în perioada asta, mult special, nu facem risipă. Bun, deci fii foarte atentă. Am pus apă micelară și e foarte important să punem apă... Și saliva funcționează, deci bravo, bine faci. E foarte bine să facem cu apă asta micelară... Asta dezinfectează, cu... nu? Exact, dar ideea este să nu fie ceva gras. Adică demachiantul bifazic sau demachiantul oleos nu funcționează în momentul ăsta, pentru că vor lăsa urme de grăsime. Și foarte important este cu apa asta micelară să trecem pe la rădăcina generală, adică zona în care urmează să lucrăm, în așa fel încât să ne asigurăm că acolo nu avem deloc grăsimi pe care le produce în mod normal pielea noastră. Aha. În felul ăsta, practic, creezi un mediu propice pentru aplicarea corectă a unui eyeliner și în felul ăsta nu se va dubla. Nu vei avea dunga aia care pe parcursul zilei se lipește pe pliu. Bun, pasul următor. Aș vrea, pentru că tu știi să-ți trasezi dungi de eyeliner. Hai să nu ne prefacem acum, să nu ne ascundem după. Da, mă, normal că știu, ai mă. Ești o super, super artistă în ceea ce privește machiajul. Acum n-am mulțumesc, dacă vine de la tine, le iau ca pe mare compliment. Cred că e foarte important pentru cei care ne urmăresc să le spunem cum să-și traseze ei ușor dungile acasă. Exact. Și în cazul ăsta, primul lucru pe care îl fac, ai un credit card pe lângă tine. Hai că sigur faci cumpărături online în perioada asta. Vreau să te văd. Mamă, multe mai vrei de la mine, Alex. Lori, e vorba de challenge. Gata, am găsit. Gata, oh my god, uite-ne cu cardurile. Bun, credit card. I like black. Exact. Credit card. Once you go black, never go back. Asta tu poți să vorbești, nu știu ce să zic. Fii atentă cu credit cardul. Cu credit cardul ăsta contează foarte mult cum ne plasăm direcția de urcare a liniei noastre. Multe persoane caută o linie ascendentă sau o linie dreaptă. Nu știu dacă ai văzut, dar acum pe Instagram foarte multă lume își face linii drepte. Da, da, da.
E, linia dreaptă, pentru că asta e cea mai populară în momentul ăsta, se face foarte ușor dacă îți fixezi o linie dreaptă cu nasul, deci stai practic capul drept, nu stai cu el strâmb, și aliniezi la această linie dreaptă muchia cardului tău, în așa fel încât să fie dreaptă, paralelă cu linia asta. Okay. Sau la fel, paralelism cu solul, ca să ne asigurăm că totul e cum trebuie. Got în it. Momentul ăsta, o persoană acasă poate să ia un creion dermatograf, să nu începe mai întâi cu eyelinerul. Tu poți să începi cu eyelinerul pentru că tu ai experiență. Yes. Da, dar ei poate să traseze mai întâi cu un creion dermatograf, să-și pună repere, un punct aici, un punct în partea cealaltă, ca să vadă dacă creează o linie simetrică de la un ochi la celălalt. Și după aceea trasează linia. În cazul tău, hai să trasăm de la început linia asta, pornești de la exterior către interior, de la exterior, Lori. Pentru că ce se întâmplă, uite, un alt sfat pe care poți să-l dau acum și foarte practic este că... De la exterior? Ascultă-mă de ce! Pensula de eyeliner este imbibată în produs. Primul ei contact cu pielea ta va fi punctul în care tu vei lăsa cea mai mare cantitate de eyeliner. Corect. Deci, dacă începi de pe centru unde tu vrei o linie subțire, atunci acolo vei crea un punct prea gros. Exact. Și va trebui să mergi cu dunga aia să o tot umpli. Și va arăta nașpa și se va îngroșa, exact. Da. Exact. Deci pornești de la exterior, îți pui eyelinerul exact acolo unde vrei să înceapă dunga ta și trasezi ușor, ușor, ușor dunga, ținând un ochi închis și unul deschis, până pe centrul pleoapei mobile, până deasupra irisului sau deasupra pupilei. Wow! Trebuie să mergi cât mai la rădăcina genelor. În special la prima dungă pe care o trasezi, e foarte important să ajungi la rădăcina genelor, să creezi cu adevărat densitate la gene. Bravo! Bravo! Vrei să mergi mai mult? Hmm? Fii atentă, un alt lucru, mai ales când lucrezi cu tipul ăla. Nu mă machiez prea tare pentru că mi-a zis o doamnă că m-am machiat prea tare și nu vreau să o dezamăgesc. Am văzut, dar știi cum tratăm noi situațiile de genul ăsta. Dacă eu ar fi să, pun la suflet, doamna are acasă măsurător de make-up, știe. Lori, dacă eu ar fi să pun la suflet tot hate-ul pe care mi l-am luat după asta expres, cred că pur și simplu n-aș mai putea să mai ies din casă. Așa că, pe bune, hai să fim serios. E doar un... it's just a game. Dar îmi pare bine că primesc aceste sfaturi și că se uită chiar și persoane care cumva nu te plac, se uită. Probabil că îi se pare interesant să se uite. Și exact. Asta e până un mare compliment. Asta e cel mai nu? important, exact, e un mare compliment. Exact. Bun. Așa că vârful, vârful cariocii tale este cumva foarte similar cu acesta, nu? Da. E similar? Da, perfect. Da. Un alt lucru pe care vreau să ți-l arăt este că pentru persoanele care nu știu să traseze dungi de eyeliner, este foarte practic dacă mai întâi, primul lucru pe care îl fac, fii atentă la mine, primul lucru pe care îl fac cu cardul ăsta este să ștanțeze mai întâi, să atingă pielea cu vârful eyelinerului îndreptat cu vârful subțire în sus, pentru că ăsta va ștanța exact ca și cum ar fi o dungă de eyeliner deja trasată. Tu observi? Da, exact. Dar este ascuțit și gros spre zona centrală. Se duce mai subțire înspre exact. Înspre și dacă capăt. Tu doar ștanțezi în zona asta, adică dacă doar îl presezi aici, uite la mine, ca și cum i-aș avea deja eyeliner trasat în momentul ăsta, doar prin suprapunerea pensulei pe zona exterioară a ochiului. După care, mergi ușor, ușor cu el până pe zona centrală a ochiului. Drunga nu trebuie să fie groasă, trebuie să fie subțire și de principiu pornim de la ceva subțire și după aceea construim dacă ne dorim mai mult. Știi cum e mai ușor să fie să o faci groasă decât să o faci subțire, nu? Din groasă bine, subțire, nu toate da. Cazurile. Suntem rated, suntem bine cu nu, vorbeam de chestia asta neagră, pentru că știi cum e. Chestiile negre sunt speciale. Bun, următorul lucru pe care trebuie să-l faci. După ce ai trasat dunga până la jumătatea ochiului, jumătate pe care o urmărim așa, adică să fie la jumătatea pupilei, jumătatea irisului, acolo trebuie să te trasezi. Din zona respectivă, adică din centru de aici, până în colțul interior al ochiului, vei trasa dunga, dar în sens invers, pornind din interior către exterior. Așa, până... nu? Exact, așa până când... Și nu, oprește-te puțin că greșești ce faci acum. Tu acum ții eyelinerul perpendicular. Adică îl ții așa pe piele. Eu vreau să-l ții așa. Păi așa l-am ținut. N-ai văzut nu l-ai bine. Ținut așa. Cine se uită la noi poate să ne spună. L-ai ținut așa, perpendicular pe pielea ta. Eu vreau să-l ții cu paralel cu pielea ta. Paralel cu pielea ta. Du-l mai de exterior. Vreau să văd coada eyeliner. Așa. Aie, bravo. Mamă, disperă. Dacă eram cu tine în echipă, n-ai să expres, mă omorai, efectiv. Nu știu ce îți făceam. Dar oricum, cu siguranță mă băteai la dansul la bar. Acolo trebuia să țin eu pasul cu tine. Și aș mânca broaște cu mai mare poftă decât tine.
Pentru că mie îmi plac curajul. Știi că era dubios că erau... Mai puțin alea rugioase. Nu știu ce naiba aveau în interiorul lor, erau ceva foarte greu. Norocul mi-a fost cu Radu că, într-adevăr, s-a mobilizat și a mâncat mai mult decât mine. Bun. Cât timp eyelinerul este încă umed, cum ești tu acum, acolo în zona ochiului, e foarte important dacă ai o pensuliță foarte subțire de eyeliner. Nu ai, la îndemână? Na, mă rog, le explicăm celor de acasă, pentru că poate să facă chestia asta, cu o pensulă subțire de eyeliner, iei din produs, ori de pe vârful produsului așa, tău, da. Adică folosești pensula atingându-te de pensula eyelinerului, ori îți scoți pe mână puțin produs și cu pensula aia îți alungești colțul intern al ochiului, ca să faci ochii puțin mai ascuțiți, aha, puțin mai pisicoși. Da, da, și felul ăsta obții cat eye în adevăratul sens al cuvântului. Wow! Și un truc pe care noi doi îl aplicăm de regulă atunci când îți fac machiajul și îl știi doar, ca să, dacă vrem, de exemplu, ca eyelinerul ăsta să fie mai intens decât este el în mod normal, trucul este să creezi o bază de contrast. Iar baza de contrast stă în culoarea pe care tu ai aplicat-o înainte sau pe care o aplici după. Și asta înseamnă că întotdeauna o culoare va fi intensificată dacă este pusă lângă culoarea din spectrul opus. Adică lângă negru, cea mai opusă non-culoare este albul. Și atunci dacă ai un eyeliner alb sau un anti-charcan sau o dungă foarte subțire trasată pe deasupra dungii tale de eyeliner, va face ca dunga de eyeliner să pară mai perfectă decât este în realitate și o va face să pară și mai închisă la culoare. Ăsta e momentul când îți aplici mascara. Acum vreau să te văd cum aplici mascara. Mascara. Da. De la baza genelor. La baza genelor, pornești de la exterior către interior. Exact, exact, de la exterior. Cum ai făcut acum, ai făcut foarte bine. Mulțumesc. Și încearcă să intri cât poți de tare cu periuța între gene. Trebuie să ai, uite, tipul ăsta de mișcare. Uite la mine. De rotație ușoară. Da, da, da. A pensulei. Rotativo. Exact. Intri cu ea la rădăcina genelor, masezi puțin acolo și după aceea etalezi substanța. E. Da, e foarte... Miroase. Te masezi la baza genelor. Miroase a trandafirii. Mr. Big, exact. I like it. Exact. New York, baby. Remember New York. I remember New York. It's just a dream now. It's just a dream, but it will be a dream come true soon. Hope so. Așa. God help us. Și foarte important, un alt lucru pe care îl poți face este aplicarea de mascara în partea inferioară a ochilor. Dar foarte multă lume greșește. Oprește-te! Te-am văzut cum te duci. Ca mine. Vreau să arăt o greșeală mai întâi. Nu te duci așa cu mascara, ci îți ștergi periuța pe vârful tubului. Da. Și... mergi cu el așa. 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 Asta e mișcarea. Nu, să știi că așa o frec și eu periuța. Foarte bine, pentru că în felul ăsta... Dar când mă grăbesc, o frec altfel. Se definesc foarte bine firele de păr și adică... nu riști să atingi, nu riști să atingi rădăcina genelor. Da, e deja mult mai vizibil. Foarte bine. Un alt lucru pe care poți să-l faci acum și la fel e un sfat pentru toată lumea care se uită la noi. Uite numai câți oameni se uită în momentul ăsta. A crescut foarte mult numărul de oameni. Fii foarte atent. De la genele astea, știi cum e. De la geană, geană. Ai fost blamată pentru machiaj, că ești prea machiată și uite că acum că vorbim despre machiaj și acum, la noi. Să zic cu aia românească, îi fut un machiaj, dar nu se vede. Acum, următorul lucru. Cu două degete, iei genele pe care le-ai desenat și începi să ștergi vârfurile, pentru că în felul ăsta vei rămâne cu mascara în mod special la baza genelor, știi? Și va părea că ți-ai conturat cumva genele și nu că ai tras ochii în jos, pentru că... Uite, că am șters, gata! Foarte bine! Bravo, bravo! Asta e mișcarea! Ai făcut foarte bine! Pentru că, altfel, senzația este că tragi colțurile ochilor în jos. Da, și ai față de păpușă din aia de ceachii. Exact. Și un alt truc pe care eu îl fac... Hilke, te pupam, Hilkiuță! Ce faci, Hello! Hilke? Hello, să Hilke! Te iubim! La Star, la filmări! Doamne, abia ajută! Abia aștept să te văd, Hilke! Ultima dată când m-am văzut cu Hilke, m-am văzut la filmarea unui videoclip și m-a întrebat cum a fost în Asia Express, Alex, cum a fost în Asia Express, era... e fana emisiunii, e disperată să te uite. Marian Piticu mi-a trimis, scuză-mă că te întrerupt în banc, dacă te grăbești, te iriți când o freci. Da? Ok. Și atunci Quickie de unde mai vine? Lori, de unde mai vine ideea de Quickie? Cine are experiență? Poate să ne împărtășească chiar acum. Bine, Mariane, bine, cine știe.
Șterge colțurile genelor în partea inferioară și un alt lucru pe care îl facem și ăsta e ultimul lucru, pentru că deja ochii tăi arată superb în momentul ăsta. Mulțumesc. Este să mai aplici o tușă de mascara, dar doar pe zona centrală, pentru că a deschide genele în mod normal pe centru îți dă o senzație de ochi mult mai odihnit, mult mai proaspeț, mult mai live. Nu că n-aș fi odihnită, dragă, stau acasă. Știi ce se întâmplă chestia asta? Pentru că de cele mai multe ori sursa de lumină într-o cameră sau chiar și când ieșim afară, ne expunem la lumină naturală, e undeva sus. Și dacă genele tale pe zona centrală a ochiului sunt drepte, ele funcționează ca un cozoroc de șapcă pentru felul în care lumina ajunge în ochii tăi. Da. Exact. Și noi sclipirea asta în ochi. Știi, noi lumina asta care de fapt ne face mai frumoși și ne face să ne uităm unii în ochii celorlalți. Da, da, exact, exact. Ce drăguț. Și mai ales ochii tăi sunt atât de frumoși. Albași, mulțumesc! Marea. Și ai tăi la fel. Oh my God. Oh my God. Mănânc în ochii tăi, la 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 lei. Aoleu, uite, primești dedicație. Mănânc, dar mulțumesc. Am colac, să știi. Am colac și îmi pare bine că m-ai învățat și nu doar pe mine, m-ai învățat prin mine, au învățat și cei care sunt acasă acum și se uită la noi. Îi salutăm pe Instagram, pe Facebook. Nu știu dacă erai la fel și la școală, dar acum ai fost super ascultătoare. De la mine mulțumesc, domnul profesor! Mua, baby! Miss you! Hai. Știi ce vreau să facem? Data viitoare putem să, sau săptămâna viitoare putem să vorbim despre un alt subiect. Uite, mai ales că știu că îți place mâncarea indiană, am o super mască de față făcută doar cu ingrediente indiene și cu mentă și cu iaurt și cu smântână. Da! Crede-mă! Și o facem pentru față! Și o facem împreună, da, o facem împreună, eu mi-aplic pe fața mea, tu aplici pe fața ta. Facem? Ok, ok. Hai, dar să-mi zici bine ingredientele pentru că trebuie să mi le da, îți trimit aici. Lista înainte, îți trimit lista. Da? Te iubesc, mulțumesc mult de tot, Alex. Stai acasă, fii cu minte. Și te la fel. Și să mie o sticlă de ceva de pe balcon, pentru că am văzut că ești dotată. Zici, stai că mă... Nu vrei Doamne, să știi ce este. Doamne, dar ce dotare are Alex pe balcon. Nu vrei să știi ce este aici, așa mai venit. Azi au mai venit niște lăduțe. Oh my God, oh, îmi lași gura apă. Îmi lasă gura apă. Oh my God, you're amazing, guys. Vorba lui Abagiu, îmi spune Ecaterina. Îi pupăm pe toți cei care sunt alături de tine. Și pe tine, te pupă foarte mult și te iubim și îți mulțumim. See you next time, baby. Love see you next time. Get ready. Bye. Andra, riba. Andra, și fi fixat oare... ia să vedem, Andruța. Mamă, nu e... She's unable to join. Intră Andra's Dance Academy. Ok, o să intru pe Andra's Dance Academy. Ok, o să încep de pe contul ăsta. Da, merge. Merge treaba. Ok. O să cânt și un buchet de trandafiri, Ionel. O să-mi fac listă, promit. Și ziua de astăzi, da, noi avem ziua de azi. Știu, e un cântec superb și care e foarte potrivit pentru ziua de azi. Întoarce camera, Andra, să te vedem și noi, păpușă. Păpușă? Ia uite unde e Andra. Bună! Ce faci? Nu știam când o să intru și eram aici pregătită. Ce faci? Unde ești? Bine. Sunt afară, nu am ieșit din casă, sunt doar lângă curte, pentru că fac o farsă tatălui meu. Ia uite ce fac. Ce fac? Oh, ai înverit mașina cu poza ta. Cu poze cu mine, da. Nu te cred, vreau să vadă și de pe Facebook. Stai puțin, mai arată-ne o dată. Oh my God. Nu te cred. Ce reacție crezi că o să aibă tatăl tău? Ce reacție va avea? Nu știu. Nu cred că se va supăra, dar cred că nu va plânge. O să fie uimit, pentru că nu i-am zis nimic. Da, o să fie funny. Maică, măiculiță! Cum să fie? Asta vreau să te întreb și tu ești o persoană care cedezi presiunii, compulsiilor, acționezi în funcție de compulsii sau ești o ființă cerebrală, conștientă? Conștientă cerebrală, zic eu. Da? Da. Nu te lași pradă mecanismelor astea care sunt cumva... Din dorința noastră de a ne apăra subconștientă, știi? Încercăm să gândim prin prisma acestor compulsii de multe ori. Okay. Și de asta foarte multă lume e panicată, este prea sunt puțin obsedată. Sunt
Sunt puțin stresată de ceea ce se întâmplă acum și în general dacă are legătură cu familia mea. Adică dacă mi-e frică de sănătatea lor, pentru că ei sunt mai în vârstă, să zic așa, dar eu încerc să iau partea pozitivă, să zic că nu din sănătate, din ceea ce facem noi în casă, că putem să stăm mai mult în casă și să lucrăm la ceea ce ne propunem. Dar din punct de vedere al sănătății e cam nasă. Dar asta și cum îl protejezi, de exemplu, pe tatăl tău? Încerc să-i zic să nu mai iasă din casă nici măcar la magazin, că el săracul se duce să ne mai ia ce ne mai trebuie. Dar păi și să... cine se duce în locul lui, dacă el nu se mai duce sau nu îl lăsa să se ducă? Nu, îl lăsăm să se ducă, dar se ducă mai rar, cumva. Da. Deci ar trebui să se ducă chiar foarte rar el. Dacă cumva e cineva care vă poate ajuta sau poate chiar tu să te duci, bineînțeles că protejată, da. ar fi mai bine, da, zic eu, nu? O idee. El trebuie să meargă și la serviciu, asta e singura problemă. Deci el merge la serviciu, ea trece și pe la magazin, că el merge odată la mai mult, nu știu cum să zic, în armată și e mai bine așa. Da. Ok, el face parte din forțele noastre armate. Da, deci da, cumva da. El e acum în misiune, pentru că toată armata română este misiune. Și exact. Vreau să-l salut pe tatăl tău și să-i mulțumim. Pentru că are grijă de noi în clipele astea. Da. Mi-aduc aminte cu bucurie și cu dor de momentul în care ne-am cunoscut noi la în Polonia, acum un an de zile. Da. Ce frumos. Mai ții minte? A fost exact acum un an. Nu te mai aud. Ai acoperit cumva telefonul? Opa, scuze, mă auzi acum? Nu? Nu? N-am făcut nimic. Da, te auzi foarte încet, să știi. Ok, acum mă auzi? Ia să vedem. Hey! Da, te aud acum. Ok, bun. Zic că foarte frumos a fost acum un an și puțin. A trecut repede. Da, și ții minte că am avut o filmare împreună în care tu m-ai provocat să mănânc toate dulciurile imposibile din Polonia. Eu nu mănânc zahăr și n-am mâncat zahăr de ani de zile, dar tu m-ai făcut să trec peste această regulă și am mâncat toate tâmpenile posibile și imposibile. Sărate, amare, dulci, crocante, arse. Dar le-a făcut celor care s-au uitat. A fost foarte mișto, chiar dacă mi-a crescut glicemia cu 1.000.000%. Dar m-am simțit foarte bine, pentru că câteodată e bine să faci și lucruri pe care nu le faci de obicei. Da? Și să dai așa un break, să dai o pauză sistemului și să-l surprinzi cu ceva. Și tu m-ai surprins. Și chiar perioada asta e o perioadă foarte bună în care putem să ne surprindem cu diverse activități pe care nu le-am fi făcut dacă nu se întâmpla cumva. De exemplu, tu ce faci ca să te surprinzi pe tine? Da, acum, în perioada asta. Stai să mă gândesc. Știu doar că am mai mult timp pentru a face ceea ce nu aveam timp înainte. De exemplu, editez mai mult vlogurile de pe YouTube, fac mai multe TikTok-uri. Mă ocup de chestiile astea, adică nu fac ceva nou neapărat. Gătesc. Asta ce tare! Înainte n-aveam deloc să gătesc. Poftiu? Dulciuri ce gătești? Da, din păcate gătesc și dulciuri. Nu din păcate, nu. Și mâncare și e foarte fain. E un început bun, să știi. Da, eu da, început place bun. Super mult. Mulțumesc mult de tot. Uite, ne salută din Mexic. Claudia din Mexic ne salută. Salutăm și noi. Și mulți și de pe Facebook te salută și pe tine și sunt bucuros să ne audă și să ne vadă împreună. Ei te văd mai puțin, dar o să postez asta și pe Instagram. Filmarea de pe Facebook, da, de pe Instagram. Super. O să o postez și pe Facebook. În fine. Te mai aștept și poate gătim ceva împreună, ceva dulce. Da? Am văzut că gătești. Am văzut la Ia să vedem ce mă înveți tu să fac. Bine, și la ce mă provoci din nou? Nu știu ce emisiune. Da, bun, bine. Bine, iubita mea, ai grijă de tine și de tati și de toți, ce dragi, te iubesc. Pa, Andra, pa. Ce tare, am reușit. Și pentru că se apropie ora critică, vă spun la revedere, nu înainte de a pleca cumva pe muzică și a mă despărți pe muzică, o să pun puțin din Lele, dacă tot v-ați dori să ascultați Lele. Ia să vedem. Mai avem timp? Hey! Toată lumea pune în aer!
le 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 le